Când deja celebrul și nesfârșitul caz Becali, acesta nu poate să muncească, cel puțin în perioada imediat următoare, nu a fost selectat de Comisia Penitenciarului și în această situație cazul lui va fi analizat abia săptămâna viitoare. Pentru că fusese făcută această propunere din partea lui Hagi să meargă să muncească pentru stadion și aceasta era o variantă pentru ca Gigi Becali, iată, fiind în regim deschis, să poată să și muncească, să și plece din penitenciar. Colega mea, Mădălina Păinaru, ne spune mai multe. Mădălina, ce înseamnă acest lucru? Bun găsit, înseamnă că Gigi Becali nu a trecut de prima comisie de evaluare pentru acest contract venit din partea firmei pe care o conduce Gheorghe Hagi. Din informațiile pe care le-am primit din partea penitenciarului de maximă siguranță Poarta Albă, au fost selectați deja 10 deținuți, iar pentru restul posturilor se va face o nouă comisie săptămâna viitoare, care va reanaliza situația lui Gigi Becali. Însă, deocamdată, nu au fost date presei care au fost criteriile de selecție a acestor deținuți. Se știe că e vorba despre un contract în care deținuții trebuie să presteze activități în domeniul întreținerii terenurilor sportive și clădirilor Academiei lui Gheorghe Hagi. Iată, 10 deținuți au fost selectați. Toată lumea s-a așteptat ca Gigi Becali să fie printre primii beneficiari a acestui contract, însă nu s-a întâmplat deloc așa. Rămâne de văzut dacă Comisia Internă a Penitenciarului Poarta Albă va motiva în vreun fel această decizie a primei comisii, mai ales că Gigi Becali are regimul de executare a pedepsei, regim deschis. Asta înseamnă că Gigi Becali putea să iasă la muncă fără niciun fel de problem, fără să fie păzit de gardieni. În mod cert, este o veste care nu a picat foarte bine pentru finanțatorul echipei Steaua, însă, așa cum spuneam, mai există o șansă pentru el săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru aceste informații în legătură telefonică directă cu noi și Sorin Dumitrașcu, fost șef ANP. Bună ziua, domnule Dumitrașcu! Bună ziua! Iată, a doua zi la rând când vorbim despre acest caz al lui Gigi Becali, probabil că are legătură și cu faptul că dumnealui a făcut o cerere să fie liberat pentru că are dureri foarte mari, are probleme la coloană. Acum cererea de a munci, parcă nu se leagă lucrurile. Ei, sunt două lucruri de discutat în legătură cu scoaterea la munca lui Gigi Becali. Unul este o regulă pe care am enunțat-o de foarte mult timp, încă de la primele încercări de a-l scoate pe Gigi Becali la muncă pe la prieteni. Este regula aceea că un deținut nu poate lucra la cineva cu care este în relații de prietenie, amiciție, familie. Da, dar comisia deci poate să fi, poate fi una dintre... A fost un act manifest, este de notorietate publică relația dintre Gheorghe Hagi și Gigi Becali. Deci aici cred că lucrurile sunt clare. Pe de altă parte, așa cum bine ați observat, trebuie să observăm probabil o gafă imensă făcută de avocații lui Gigi Becali și anume aceea că acum câteva zile au făcut o cerere de întrerupere a pedepsei, pretextând că Gigi Becali este crâncen de bolnav, adică Gigi Becali nu poate sta în penitenciar. Cu siguranță că în condițiile astea nu poate primi nici permisiunea de a munci, pentru că un medic trebuie să avizeze ieșirea la muncă a fiecărui deținut în parte, și a lui Gigi Becali inclusiv. Deci sunt două posibile motive pentru care Gigi Becali probabil că nu a fost scos la muncă momentan. Dar chiar și așa voiam să vă întreb, domnule Dumitrașcu, în ce condiții se fac aceste departajări la Comisia Penitenciarului? Adică se iau un număr întâmplător de 10 persoane, printre care poate sau nu să se numere și Gigi Becali și pentru săptămâna viitoare să ia o decizie dacă să meargă să muncească sau nu? Sau cum se procedează? Selecția se face plecând de la solicitarea deținutului de a lucra, de la experiența acestuia, de la activitățile anterioare în domeniu. Bănuiesc că Gigi Becali, uite, un alt motiv pe care nu l-am abordat, nu a mai lucrat până acum în întreținere de stadioane și
și clădiri, probabil că ceilalți deținuți au experiență de genul ăsta, iar Gigi Becali n-are de ceva timp făcând alt gen de activități, în special afaceri, și după care se evaluează starea de sănătate, competențele profesionale, dacă e cazul, pentru că mai sunt și munci oarecum mai calificate în zona asta de întreținerea constructivă. Deci sunt mai multe criterii care sunt luate în calcul, nu este deloc o alegere subiectivă și nici aleatoare. Adică fiecare dosar, fiecare solicitare în parte este analizată și raportat la solicitarea beneficiarului. Plus că până la urmă trebuie să-i dăm oameni care să muncească. Toată lumea e egală acolo. Nu e, bănuiesc că nu e Gigi Becali pe lista scurtă sau ceva de genul ăsta. Nu, și visele despre Gigi Becali care iese la muncă, dar de fapt iese în libertate, așa cum trâmbița o parte a avocaților domniei sale, sunt deșerte. Până la urmă, Gigi Becali este un deținut și toți deținuții trebuie tratați în mod egal, cu aceeași măsură. Domnule Dumitrașcu, vă propun, dacă sunteți de acord, să rămâneți în continuare în legătură telefonică directă cu noi și să și interveniți dacă doriți. Este prin telefon și doamna Paula Iacob, unul dintre avocații în acest dosar. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! O primă reacție... Prin devire de antevorbitoriul meu, nu voi face apel la calitatea mea de avocat pentru a vă răspunde și voi încerca să fiu cât se poate de obiectivă. Mie nu mi se pare că ne aflăm în fața unui moment în care efectiv persecuțiile care până acum s-au văzut manifestate în modul care în care au fost tratate diversele cereri. Toți avocații clamează persecuții. Care? Dacă vreți să vă lăsați să vorbesc, eu nu v-am întrerupt. Vă las, dar faceți deci niște afirmații care eu au nevoie de precizări. Femeie. Un minim, așa aș zic eu, între noi, doamna să Iacob, existe. Sunteți femeie și într-o conversație cu mine, bănuiesc, și cu moderatorul. V-am întrebat politicos, cred eu, care sunt acele probleme care i s-au făcut lui Gigi Becali. Ce i s-a întâmplat? A fost tratat altfel decât alți deținuți? Da, nu i s-a acordat regimul.